Salutare, oameni buni, sunteți pe canalul La Pescuit cu Alex și astăzi vă voi prezenta echipamentul pe care vreau să mi-l achiziționez prin decembrie, ianuarie, februarie, cel târziu, adică prin martie când plec la pescuit să-l am. Haideți să începem cu lansetele. La lansete încă nu m-am decis, am trei variante. Lanseta Hakuyo MTX Black Edition din stânga, lanseta Hakuyo MTX 14 din dreapta și lanseta Hakuyo MTX 10 Black Edition, aceasta din dreapta. Camulinete de fapt. Acestea o să-mi fac un set cu ele. Numai că mi-au cu tamburul de 14.000. Sunt modelul 2021 și din ce am văzut sunt foarte bune. Și nici nu au un preț mare. Vreau cu tamburul de 14.000. 500 de metri de 0,40. Au 540 de grame. Cu aproximativ 120 de centimetri de fir recuperat la o rotație completă a manivelei. Deci eu zic că e ceva. Ca senzori, îi vreau pe aceștia tot 2021. Cam așa arată senzori cu stație. Au foarte multe opțiuni. Și cam acesta este și prețul, 700 de lei, 4 senzori, o stație și penarul. După cum vedeți, au foarte multe opțiuni și găsiți videoclipul, cum v-am spus, pe net de la proprietar. Ca swingeri, nu sunt 100% decis, sunt între aceștia, cam așa arată foarte bine, între aceștia și aceștia. Cam așa arată. Ca mincioc, nu sunt hotărât 100%, dar ceva în genul acesta, cu plasă mare, coadă de carbon, cam așa arată. Ca saltele de primire, pe aceasta aș dori să-mi o cumpăr, are și un preț destul de mic, numai că încă nu este în stoc. Dacă nu o voi găsi, mi-o voi cumpăra probabil pe aceasta, să le văd și în magazin. Are 1,20 pe 70, deci e chiar destul de mare. Ca saltea de cântărire, sling, cum se mai numește, pe aceasta vreau să mi-o cumpăr. Preț chiar foarte mic. Ca fire am de ales între două. Acesta este primul de la Trabuco 030. Arată foarte, foarte bine. Acesta mov. Cam așa arată. Arată foarte bine. Ca husă pentru lansete vreau să-mi o cumpăr pe aceasta. E pentru lansete de 360 din două bucăți. Ca geantă de protejat mulinetele, vreau să-mi o cumpăr pe aceasta. Uitați cum arată. Foarte, foarte mișto. Ca rodpod, încă nu sunt decis 100% ce să-mi iau. Nici nu știu dacă să-mi iau de 3 posturi sau de 4 posturi. Îmi puteți lăsa în comentarii ce îmi recomandați. Acesta ar fi o opțiune. Îmi place destul de mult și destul de ieftin. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share și noi sigur ne vom revedea data viitoare. Pa!